Bună ziua! Mulțumim pentru că ați venit să vedeți care sunt constatările observatorilor Promovex către această oră. Țin să atrag atenție că în acest raport sunt evidențiate acele constatări ale observatorilor din teritoriu care au fost reușite să fie procesate de către misiunea noastră de observare, de către echipa de analiză, către orele 12.45, adică de dimineață de la orele 9.30 până la 12.45. Adică toate constatările astea se referă la inclusiv la incidentele care au avut loc de dimineață, dar au fost prelucrate în acest interval difus orar. Legat de accesul restricționat sau obstrucționarea procesului de observare liberă în secție de votare, cu regret avem un astfel de caz, dar în mare parte el se referă la activitatea altor observatori care cumva au vrut să ascundă identitatea lor din indicată pe legitimațiile de acreditare. Deci în momentul în care observatorul nostru a cerut să se legifereze, au încercat să ascundă această identitate și chiar au amenințat observatorul că cu și o să vină reprezentanții partidului și o să arate un loc observatorului Promolex. În rest, nu avem aspecte legate de obstrucționare din partea funcționarilor electorale. Încă un caz în care s-au stabilit materiale de agitație electorală în raza secției de votare, este vorba de secția de votare 58 de la Bălți. Alte trei cazuri de sigilare nepotrivită și necorespunzătoare a urnelor de vot, vorba de secțiile de votare 213, 270, 271 din municipiul Chișinău. Iarăși vorbim de acele sigilii insuficiente pentru urne. Observatorii noștri au constatat trei cazuri de încălcare secretului votării sau votare în grup. În mare parte e vorba de două cazuri în Chișinău, secția de votare 39 și 281 și un caz la secția 15 din Bălți, care alegătorii au intrat câte doi în cabina de vot sau s-au consultat fiind ambii în cabine de vot apropiate. Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta sau perimetrul de 50 de metri de secție de votare. În mare parte, aici trebuie să atragem atenția că cele mai multe cazuri se pare că s-au întâmplat, în special dacă vorbim de mărimea circumscripției electorale, în mare parte ele se întâmplă în jura de mijloc. Vorbeam dimineața despre acei pseudo-observatori care au intrat în secția de votare și au încercat să filmeze. Acum ei se prezintă drept jurnaliști, dar stau la imediata intrare în secția de votare și încearcă să fotografieze, să filmeze tot procesul, cine, ce alegători intră în secția de votare, etc. Chiar dacă pe alocurile s-au făcut și observații, inclusiv din partea poliției. Alte cazuri de prezență nejustificată au fost atestate la secțiile de votare 306-28 Chișinău și secțiile de votare 2 și 12 din Bălți. Trei cazuri fiind atestate în localitatea Jora de Mijloc, după cum am menționat. Pe ultima sută de metri, înainte de a veni în acest briefing de preț, am atras atenție, observatorii noștri au sesizat un aspect mai puțin plăcut legat de desfășurarea procesului electoral și prezența persoanelor nejustificate în incinta secției de votare. Se pare că mai multe birouri electorale ale secțiilor de votare din Chișinău au eliberat reprezentanților unui partid politic care nu are concurent electoral înregistrat în municipiul Chișinău legitimație de reprezentant al acestui concurent electoral și aceste persoane se aflau în incinta secției de votare. Grav este că pe alocuri aceste legitimații au fost eliberate chiar astăzi, în lipsa unor ședințe ale organelor electorale. Am sesizat pe acest fapt inclusiv Comisia Electorală Centrală. Corespunzător am fost
asigurați că toate aceste legitimații eliberate tuturor acestor persoane vor fi retrase. Cel puțin din primele informații pe care le avem, se pare că aceste legitimații se retrag, dar încă nu știm cât de multe legitimații de tipul ăsta au fost eliberate persoanelor care în mod normal nu ar trebui să asiste în incinta secției de votare. Cu regret avem o situație pe care observatorii au calificat-o ca zvon, tentativă sau chiar situație de oferire a recompensei materiale. Este vorba de secția de votare 12 din Bălți, în care un alegător a intrat în secția de votare și a încercat să iasă cu buletinul de vot. Evident, nu i s-a permis, el s-a enervat, a lăsat buletinul de vot și a ieșit din secția de votare. Fiind urmat de către observator, văzând și vorbea la telefon, evident, din câte a auzit și a deslușit observatorul, este persoana cu care dialoga acest alegător. Acest alegător îl întreba dacă o să fie remunerat, chiar dacă nu a reușit să voteze, pentru că, mă rog, el a încercat să facă tot ce e posibil și adică să meargă la secția de votare. Pe această cale, tind să fac și un anunț către alegători să fie mai onești, să nu-și vândă votul, indiferent de prețul pe care îl primesc. Să votează așa cum le dictează interesul și dorința lor, nu legat de resursele financiare sau materiale, poate, pe care le primesc în schimbul votului. Cu regret constatăm primele cazuri de agitație electorală sau chiar chiar negru în apropiere secțiilor de votare pentru a determina alegerea alegătorilor. În mare parte e vorba de împărțirea pleantelor, purtarea vestimentației care se asociază cu careva concurențe electorale, etc. Mai grav că astfel de situații pe alocuri se întreprind inclusiv de către persoane care au legitimație de reprezentant cu drept de vot sau observator sau persoane care cumva sunt implicate în gestionarea procesului electoral. Încă un caz de transportare organizată a alegătorilor, este vorba iarăși de secția de votare 40, Jora din Mijloc, dar deja este vorba de implicarea unui microbus. Un caz de violență și intimidare, dar în mare parte aici se face vinovat alegătorul care, din motive necunoscute, a încercat și a insultat operatorii pentru că, mă rog, aceștia și-au făcut lucrul lor și au solicitat alegătorului buletinul de identitate pentru ca să-l verifice în registrul de stat al alegătorului. Încă câteva cazuri, deja mai puține, de deficiențe în funcționarea SEASA alegeri. Este vorba de secțiile de votare 306, 159, 263 și 54 din Chișinău, timp în care, pe perioade foarte scurte de timp, centrul pe iarăși sau internetul sau astea, fapt care punea în dificultate funcționarea nemijlocită a SEASA alegeri. Menționez că aceste deficiențe erau pe termen scurt de timp. Cu regret, foarte multe constatări legate de deficiențe în listele electorale. Și asta cumva arată că listele electorale încă nu sunt de o calitate foarte bună. În total au fost reportate de către observator 53 de cazuri. Situațiile sunt diferite, de la erori în seria numărul actelor de identitate, dar foarte multe sunt legate de înscriere persoanelor străine la reședința sau domiciliul alegătorilor. O situație cumva ieșită din comun, din punctul nostru de vedere, este vorba la secția de votare 256 Chișinău, în care un alegător a identificat la domiciliul său tocmai 15 persoane înregistrate.
într-un apartament. Alegătorul chiar a depus și o contestație pe acest caz. Dar astfel de situații, poate nu ca număr, ca amploare, dar două, trei persoane sunt foarte multe când se regăsesc la domiciliu persoanelor care, alegătorilor care menționează că aceste persoane niciodată nu au locuit în această locație. Și multe situații în care alegătorii care se află peste hotare și inclusiv și au retras domiciliul de Republica Moldova, dar totuși se regăsesc în listele electorale de bază. Asta cumva arată că până la urmă calitatea listelor electorale nu este foarte bună, ori în mod normal Comisia Electorală Centrală ne anunța anterior că aceste persoane nu se regăsesc în listele electorale de bază. Aici am o listă întreagă de erori, adică legate de listele electorale. Eu o să dau doar citire acestor secții de votare. Vorba de secțiile 256, 127, 145, 120, 131, 64, 46, Chișinău, 8, Bălț, 123, 152, 80, 2, 302, 152, Chișinău, Bălți 43, 152, 104, Chișinău 4, Bălți 252, 85, 246, 79, 302, Chișinău iarăși. Deci foarte multe anume în urbe și din câte observăm, practic lipsesc astfel de situații în celelalte 5 secții de votare deschise în sate. Adică nu avem nicio constatare din sate. Probabil asta este determinat cumva de mărimea, bănuiesc eu, secțiilor de votare, pentru că, adică circumscripțiilor electorale, pentru că de multe ori avem constatări legate de încurcarea adreselor, denumirii străzilor, deci și indicații geografice. Avem deja 14 cazuri de fotografiere a buletinelor de vot, lucru care iarăși se pare că este regretabil. Astfel de cazuri au fost secțiile de votare 48, 139, 95, 203, 230 Chișinău, 57 Bălți, 248, 236, 97 Chișinău, 31 Bălți și iarăși 64, 151, 231 Chișinău. Cam astea au fost constatările noastre până la momentul de față. În scurt timp vom publica comunicatul de presă cu detaliile care sunt posibile. Evident, țin să atrag atenția, nu am menționat acest lucru la prima conferință de presă. În ziua alegerilor noi nu dăm nume de candidați sau partide politice, anume pentru a păstra imparțialitatea politică și vom plasa informația cu toate detaliile, inclusiv actorii care, din punctul nostru de vedere, se fac responsabili de anumite deficiențe, încălcări sau mai știu eu. Mâine, deja după ce se închid secțiile de votare, eu știu, în măsură în care reușim să procesăm informația, inclusiv de totalizarea rezultatelor. Astea fiind spuse, dacă sunt întrebări, vă rog. Deci ideea este că alegătorul a încercat să iasă cu buletinul de vot din incinta secției de votare, lucru care i-a fost interzis de funcționarii electorali. Și pe această cale trebuie să remarcăm că e bine că funcționarii electorali au fost atenți și au reușit să preîntâmpine scoaterea buletinului de vot din incinta secției de votare.
deja, văzând că el nu poate să scoată buletinul de vot, evident, el l-a lăsat în secția de votare. Deja ieșind din urmă, din secția de votare și vorbind la telefon, această convorbire a fost auzită de către observatorul nostru, care a mers din urmă, nu, într-adevăr, să încerce să vadă care au fost cauzele de ce s-a întâmplat acest lucru și a auzit acest dialog cu referire la remunerare. Nu, nu s-a menționat nicio sumă de bani, deci... Un automobil Opel, acum este vorba deja de un microbus care chiar are însemnele unui concurent electoral. Semne. Însemne. Deci, da. Am fost văzut de mai multe ori? Da. Nu. În asemenea cazuri, observatorii dumneavoastră nu pot să ia nicio... Nu, mă rog, observatorii noștri sunt instruiți să respecte prevederile codului electoral, ceea ce pot ei să facă, ei se sizează, adică aduc la cunoștință aceste informații președinților organelor electorale care trebuie să ia măsurile corespunzătoare. Deci, după cum ați văzut, inclusiv cu situația cu așa zișii observatori, ei au fost obligați să părăsească în centra secției de votare. Dar... Noi am zis despre noile constatări. Uh-huh. Nu am mai verificat la această oră dacă sunt implicate. Tot ceea ce am venit, toată informația care venim, asta este informația nouă, suplimentară la cea care a fost difuzată la primele ore. Dacă nu mai sunt întrebări, și vă mulțumesc și vă aștept la următorul briefing de presă la ore 19:30.